Magia sărbătorilor de iarnă le-a adus surprize picilor din comuna Micleușeni, raionul Strășeni. În ajun de Crăciun, toți cei circa 300 de copii din localitate au primit cadouri din partea Loteriei Naționale a Moldovei. Partenerul privat al Loteriei Naționale a precizat că prin această acțiune au vrut să aducă bucurie și speranță în casele oamenilor. Cei mai fericiți au fost copiii din familiile nevoiașe, cărora deseori nu le ajung bani pentru cadouri. Am două fetițe care le întreținem. Sunt invalide de gradul 2, soțul invalid de gradul 1. Sunt mama la 5 copii. Eu nu lucrez deloc, numai cât lucrează soțul. Starea familială este cam medie, nu? Adică ne descurcăm cum putem. Părinții spun că darurile oferite de echipa Loteriei Naționale le-au făcut sărbătorile mai frumoase. Am 4 copii, sunt în concediu de maternitate. Mulțumesc frumos Loteria Națională, care ne-a dus nou acest dar frumos la toți copiii noștri. Primarul satului Micleușeni susține că pandemia a afectat cel mai mult familiile nevoiașe din localitate, iar această acțiune de caritate este un ajutor binevenit. Mă bucur foarte mult că există persoane cu suflet mare care ne susțin în aceste momente dificile, cum este cazul actual, infecția COVID-19, și care a culpit întreaga societate. În jur de 6200 de familii nevoiașe din mediul rural au primit ajutoare în cadrul campaniei sociale Avem grijă de dumneavoastră, lansată de partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei. Este vorba despre produse alimentare și dezinfectanți. În cadrul aceleiași campanii, 35 de spitale au fost dotate cu echipament de protecție anticovid, iar Institutul de Medicină Urgentă a beneficiat de un aparat performant de ventilare a plămânilor.